Aș vrea ca să facem o paranteză aici în judecători câteva clipe și să vorbim despre călăuzire. Să vedem câteva principii care mie mi-au fost folositoare în creșterea vieții mele de creștin. Iată primul principiu. Dumnezeu nu ne oferă atât de multă călăuzire pe cât ne oferă un călăuzitor. In Psalm 23, he leads. În Psalmul 23, spre exemplu, El conduce, El ne călăuzește. I follow. Iar eu îl urmez. And then goodness and mercy. Și apoi spune, bunătatea și fericirea ne vor însoți. So God gives us a guide. Deci Dumnezeu ne dă în primul rând o călăuză. Now let me give an illustration which hopefully acum, will help you. Vreau să vă dau o ilustrație care sper că vă va ajuta să înțelegeți acest lucru. About 10 years ago, my wife and family went on holiday to Austria. Acum vreo 10 ani, soția mea și copiii au mers într-o vacanță în Austria. De fapt, am fost un grup din biserică care a mers toți împreună acolo. And we met up with some believers from the church in Vienna. Și ne-am întâlnit cu câțiva credincioși din biserica din creștină din Viena. They are a small brethren assembly. Acolo este o adunare creștină după Evanghelie mică. That God has blessed in Vienna. Pe care Dumnezeu a binecuvântat-o în Viena. They started with one church. S-a început cu adunare. And God extended their ministry through preaching in the open air. Și Dumnezeu a extins lucrarea lor prin predicarea în aer liber, evangelizările în aer liber. Bit by bit, as the church grew, they divided. Încetul cu încetul adunarea a crescut, apoi s-a împărțit în două. And began to plant churches all over the city. Și de fapt, în felul acesta au început să planteze adunări în tot orașul. There are now four churches. Acum sunt patru biserici acolo. Și aproape toți credincioșii din aceste biserici l-au cunoscut pe Hristos în urma evangelizărilor din aer liber. Acum unul din credincioșii care a venit cu noi în concediu acolo în Austria se numea Thomas. Thomas was a great mountain climber. Thomas era un om care meargă pe munte, să escaladeze munții. Now in Scotland we have a saying. Și acum în Scoția noi avem un proverb. Spunea că un scoțian nu se urcă pe munte, nu escaladează un munte decât ca să salveze un englez nechipzuit. Dar Thomas m-a convins până la urmă și pe mine să mă duc cu el pe munte. He said that he would be my guide. A spus că el va fi călăuza mea, ghidul meu. We were going to climb a mountain that was 11,000 feet high, about 3,300 meters. Trebuia să escaladăm un munte de vreo 3,300 de metri. Now because we were already up in the mountains, we were already about 6,000 feet, so we had about another 5,000 or 6,000 to climb. I don't know what that is in meters. Pentru că noi stăteam deja pe munte, eram ca la 1000 și ceva de metri altitudine și mai aveam vreo 2000 de urcat până în vârf. Și acum pentru mine era un efort mare, mă așteptați un efort mare. Și dacă aș fi știut din capul locului ce mă așteaptă, nu m-aș mai fi dus. Now, we had a map. Acum aveam o hartă, we had a compass. Aveam o busolă. But the most important thing was we had a guide. Dar lucrul cel mai important a fost că aveam un ghid, o călăuză. Without the guide, I would have been completely lost. Pentru că fără acea călăuză eu m-aș fi pierdut. Now when Thomas was guiding us, he didn't march us up the mountain. Acum când Thomas mergea înaintea noastră, nu ne-a fugărit după el pe munte. He didn't say left, right and march us up the mountain. Nici nu spunea stângul, dreptul și așa să urcăm până în vârf. We walked together. Și am mers împreună. And we talked. Și am discutat împreună. He told me what I would need for the climb. El mi-a spus cam ce trebuie ca să urc muntele. He said, Eric, you need to bring at least 3 liters of water. Mi-a spus, Eric, trebuie să iei cu tine cel puțin 3 litri de apă. And other provisions that we would need for our... Alte lucruri necesare de care aveam nevoie ca să ajungem până în vârf. Now, sometimes the climbing was easy. Acum, câteodată dădeam de oportune mai ușor să urc. But as we were getting to the top of the mountain, I realized that ahead of us there was a sheer cliff. Dar apoi pe parcurs ce ne apropiam de vârf,
când a ridicat ochii în fața noastră, era așa o parte netedă de perete. Și o vedeam încă de la distanță. Și mă gândeam, oare cum ne urcăm, cum ajungem noi, cum ne urcăm pe peretele acela neted? Thomas nu mi-a zis nimic. La un moment dat, Thomas, ghidul nostru, ne-a spus să ne așezăm și să mâncăm ceva. That it's very important that you've rested and you've fed yourself so you can concentrate for the next day. Zis, e foarte important să vă odihniți și să mâncați ca să vă puteți concentra pentru următoarea porțiune. I wonder what was coming. Mă întrebam, oare ce ne așteaptă atât de greu? All of a sudden we were in front of this cliff. Dintr-o dată am ajuns în fața acestui perete. And the way up the mountain was to climb across the cliff. Și acum cărarea ca să ajungi în vârful muntelui trebuia să te treci de peretele acesta, să te uși peste pe el. Some crazy Austrian had been there before us and had chipped little holes in the cliff with her feet. Și acum un austriac care nu le avea pe toate, odată când a escaladat muntele, a făcut așa niște scobituri în peretele acela pe care noi ne puteam pune picioarele. And there was a steel rope that was also fixed into the cliff to hold on to. Și de asemenea a fixat bine de-a lungul peretelui un cablu metalic de care noi să ne prindem, să ne ținem. There was a sheer drop of about 1,000 meters. Și dacă făceai un pas greșit, era o prăpastie cam de 1,000 de metri. I said, Thomas, there's no way I'm going to do that. I-a zis lui Thomas, Thomas, eu nu mă urc pe peretele la nici mort. The faces of my children were starting to flash in front of me. Parcă prin fața ochilor întreceau chipurile copiilor mei. He said, Eric, follow me and you'll not go wrong. Și el mi-a zis, Eric, urmează-mă și nu se va întâmpla nimic rău. Now, this cliff was about twice the length of this wall. Acum, peretele acesta era lung cam de două ori cât e peretele clasei. He said there's a rule and you have to follow it. Și el mi-a zis, e o regulă și tu trebuie să o urmezi. At any one time at least three of your limbs must be connected to the cliff. Oricând, în orice moment trebuie să ai cel puțin trei membre, deci două picioare și o mână sau invers, să le ai prinse, ori cu piciorul băgat în scobitura aia, ori de cablu. Move one hand. A zis, muți o mână. Then a foot. Apoi un picior, apoi cealaltă mână și apoi celălalt picior. Dacă faci lucrurile acestea, ești în siguranță. I agreed to go. Până la urmă am acceptat să mă duc. And we traversed the cliff safely. Și am traversat peretele acela în siguranță. Because I had a good guide. Pentru că am avut o călăuză bună. And I still remember that day with Thomas. Mi-aduc aminte și acum de ziua aceea cu Thomas. I remember the walk up the hill with him. Mi-aduc aminte cum am urcat pe munte împreună. Mi-aduc aminte cum am traversat peretele acela. He was guiding. El mă călăuzea. But we were having fellowship. Dar în același timp aveam părtășie unul cu celălalt. Sometimes it was a bit frightening. Câteodată experiența era cam înspăimântătoare. But I trusted the guide and I knew I was safe. Dar am avut încredere în călăuză și știam că sunt în siguranță. Now, guidance is just like that. La fel este și călăuzirea în viața spirituală. Imagine if before I faced that cliff with Thomas, we'd been having an argument. Imaginați-vă cum ar fi fost dacă înainte să începem să escaladăm peretele acela, versantul acela, eu și cu Thomas ne-am fi certat. Nu cred că l-aș mai fi urmat în traversarea peretelui. Și iată ce vreau să vă spun. Avem o călăuză. Trebuie să păstrăm o relație bună, o părtășie bună cu călăuza noastră. So at the heart of guidance is our relationship with the Lord Jesus. Vedeți, centrul călăuzirii sau lucrul cel mai important în călăuzire este relația noastră cu Domnul Isus. If you're out of step with him, dacă nu ținem pasul cu Domnul Isus, the chances are you'll not know his guidance. Atunci avem toate șansele să nu cunoaștem călăuzirea lui. So first of all, God gives us. În primul rând, Dumnezeu ne dă o călăuză, un ghid. Now, secondly, guidance is based on the word of God. În al doilea rând, călăuzirea se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. There's an important verse. Write down the reference. Este un verset important și vreau să notați referința. It's Amos chapter 3 verse 7. Amos 3:7. Surely the Lord will do nothing, but he reveals his secrets to his servants the prophets. 3:7.
spune, nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Amos 3:7. Now God in his sovereignty has restricted himself to his word. În suveranitatea lui, Dumnezeu s-a restrâns la cuvântul său. Acolo își descoperă el voia sa. He said, this is how I'm going to work. Și spune Dumnezeu, iată cum voi lucra eu. I won't work out with the framework of this book. Nu voi lucra în afara ceea ce este scris în cartea respectivă, în Biblie. Now in the Bible there are specific commands, things that we must do. În Biblie avem porunci clare, specifice, care ne spun ce trebuie să facem. These are usually quite straightforward. De obicei aceste porunci sunt foarte directe. But there are also general principles. Dar apoi avem și principii generale pe care trebuie să le urmăm. For instance, we don't put a stumbling block in front of other people. De exemplu, să nu fim o pricină de potignire pentru alți oameni. That's a principle. Acesta este un principiu. And God leads through these principles. Și apoi Dumnezeu ne conduce, ne călăuzește și prin aceste principii. When I look at the scripture, I find that the commands are much more to do with the kind of person I am. Dar studiind scriptura, am descoperit că poruncile lui Dumnezeu se referă mai mult la persoana mea, la ceea ce sunt eu. Now, tomorrow morning, when you're having breakfast, there won't be a Bible verse that tells you whether to have salami on your bread or cheese. Acum, mâine dimineață, când vă duceți la masă, nu veți găsi nicăieri un verset în Biblie care să vă spună că pe pâine trebuie să o puneți salam sau brânză, cașcaval. Some people want that kind of guidance. Vedeți, unii oameni își doresc o astfel de călăuzire, care să le spună la tot pasul ce să facă. But God is much more concerned with the kind of person. Dar pe Dumnezeu îl preocupă mai mult ceea ce suntem noi decât ceea ce facem. And that's perhaps one of the most important principles of life. Acesta este unul din cele mai importante principii în călăuzire. I'm much more concerned about the kind of people my children are than what they do. Pe mine mă preocupă mai mult ce fel de oameni sunt copiii mei decât ceea ce fac ei. In the legal profession in Scotland, other parents that I know are very demanding on their children. Ca și avocat, cunosc foarte mult părinți în Scoția care sunt aspri, sunt duri cu copiilor. Professional people like lawyers and doctors get a lot of respect in our society. De exemplu, în societatea noastră, avocații sau doctorii sunt foarte respectați de oameni. And they want their children to have that kind of status in society. De aceea își doresc ca și copiilor să ocupe o astfel de poziție în societate ca să fie respectați de ceilalți. But I told my children I want them to do their best. Dar eu le-am spus copiilor mei că vreau să dea tot ce au mai bun din ei. But it's the kind of people they are and not what they do that matters. Dar în același timp, ceea ce contează cel mai mult este ceea ce sunt ei, ce fel de oameni sunt decât ceea ce fac. And I think God is the same with his children. Simt că Dumnezeu face la fel cu copiii lui. Think about what you are, not about what you're doing. Gândește-te la ceea ce ești tu și nu la ceea ce faci. Now turn to Philippians 4, 6 and 7. Deschideți, vă rog, la Filipeni 4, versetele 6 și 7. Filipeni 4. But not being anxious about things. Spune să nu ne îngrijorăm cu privire la anumite lucruri. To seek the Lord's face in prayer. Să căutăm fața lui Dumnezeu în rugăciune. And to know his peace. Să cunoaștem pacea lui. And I think God's peace is also a mechanism that we can use to. Acesta este al treilea lucru, un al treilea lucru de care ne putem folosi ca să cunoaștem călăuzirea lui Dumnezeu. As we bring our anxieties to the Lord, when we have his peace, we know what we do is. Ne aducem toate îngrijorările înaintea lui Dumnezeu și atunci când primim pacea lui, știm că ceea ce facem este bine. The next one I think is one that Wayne touched on this morning. It's from Psalm 37. Un al patrulea lucru aici, un al patrulea pas, cred că este cel pe care l-a menționat și Wayne de dimineață în Psalmul 37. Verses 3 and 4. Versetele 3 și 4. Încrede-te în Domnul și Psalmul 37, versetele 3 și 4. God leads through our desires. Dumnezeu ne conduce, ne călăuzește prin dorințele noastre. But you see, it's as we delight ourselves in the Lord that he gives us the desire. Dar vedeți, numai atunci când ne găsim desfătarea în Domn, nu ne găsim plăcerea în el,
El ne dă dorințele Lui, pune dorințele Lui în inima noastră. Și cum versetul acesta poate fi citit sau interpretat în două feluri, dar însemnătatea este aceeași. Either we delight ourselves in the Lord and He gives us the things we want. Să putem citi și interpreta așa: dacă Domnul ne este desfătarea, El ne dă tot ce ne dorește inima. Or we delight ourselves in the Lord and He puts the desire in us. Domnul ne este desfătarea și El pune dorințele Lui în inima noastră. I'm not sure which is right, but they both amount to the same thing. Nu sunt sigur exact care este interpretarea cea mai bună, cea mai corectă, dar la urma urmei sensul este același. I think that the Lord is our delight. Eu cred că dacă Domnul este desfătarea noastră, dorințele inimii noastre vor fi afectate de acest lucru, de ceea ce își dorește El. Ne vom dori și noi ceea ce își dorește El. Vedeți, pentru a dori să cunoaștem voia lui Dumnezeu, trebuie să facem ceea ce își dorește El. Și să ne găsim desfătarea în El. So the secret is to make Him your delight. Secretul este ca Domnul să fie desfătarea noastră. And then finally in Acts 15. Și apoi în ultimul rând, al cincelea punct aici, Fapte 15. There was an issue that confronted the apostles and they had no scripture to guide them on it. Apostolii se confruntau cu o problemă și nu aveau niciun pasaj din Biblie care să le arate exact ce trebuiau să facă. It was about how to deal with Gentile believers. Și anume nu știau cum să se poarte cu credincioșii dintre neamuri. And look what it says in verse 28. Uitați-vă ce spune versetul 28, Fapte 15. The Holy Spirit and to us. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Here's the fifth principle. Seek the counsel or advice of other godly men. Și este cel de-al cincelea principiu, și anume să căutăm sfatul și părerea credincioșilor maturi. When I'm leading our leadership meetings at church. Când eu conduc întrunirile sfatului de frans la adunare. This is a verse that I often have in mind. Acesta este un verset la care mă gândesc cât foarte mult. In fact, we have a principle amongst our leadership. De fapt, noi avem un principiu în conducerea bisericii. That what we will do, we will only do when we all agree. Și anume că dacă vrem să facem un lucru, îl facem numai dacă suntem de acord cu toții, cădem de acord cu toții. So if a brother feels very strongly about something and says, no, I'm convinced we shouldn't do this. Dacă un frate vine și spune, eu sunt convins și simt înăuntru meu că nu ar trebui să facem acest lucru. Then we take that from the Lord that we shouldn't go forward. Atunci acceptăm că este îndemnul Domnului să nu mergem mai departe, să nu facem acel lucru. But we discuss and we debate. Dar discutăm împreună, ne spunem părerile. And we try to find that consensus. Și încercăm să ajungem la o înțelegere împreună. And if it seems right to us, then we check the scripture. Și dacă lucrurile acelea ni se pare nouă ca pe un lucru bun, verificăm și Scriptura. And if there's nothing in scripture that is contrary to what we wish to do, then we go ahead. Dacă în Scriptură nu este niciun pasaj care să fie contrar dorinței noastre sau planului nostru, atunci mergem mai departe. It seems good to us. And to the Holy Spirit. Spune, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Now you see why in leadership it is so necessary that you are a spiritual man or woman. Cred că înțelegeți de ce este atât de necesar ca în conducerea bisericii să fie oameni spirituali. Lots of people say, well, the circumstances not lead us. Apoi mulți oameni spun, circumstanțele, împrejurările nu ne conduc. Sometimes they do. Câteodată și împrejurările ne ajută. But be careful about circumstances. Dar fiți foarte atenți în cazul împrejurărilor, because circumstanțelor. Our circumstances are a result of our own fault or our own sin. Pentru că uneori circumstanțele în care ne aflăm sunt rezultatul păcatului nostru sau sunt din vina noastră. But of course sometimes God opens doors, sometimes he closes. Apoi în același timp, uneori Dumnezeu ne deschide o ușă, alteori ne închide o ușă. And if a door remains closed, then you know the Lord doesn't want you to go. Și dacă o ușă rămâne închisă, atunci știi că Dumnezeu nu vrea să treci dincolo de ea, să mergi mai departe. So sometimes circumstances do lead us. Câteodată și circumstanțele ne ajută în călăuzire. But be careful. Dar fiți foarte atenți. Make sure we're not where we are because of our sin. Aveți grijă să nu vă aflați în acele circumstanțe din cauza păcatului vostru.
what if we get it wrong? Cum se pune întrebarea, dar dacă luăm o hotărâre greșită, ne înșelăm? Do you remember in my story I told you that Thomas said, Eric, bring 3 liters of water. Aduceți aminte când vă am început această sesiune, Thomas mi-a spus mie, Eric, ia cu tine cel puțin 3 litri de apă. Now I went then to the shop in Austria to buy the water for our client. Acum eu m-am dus la un magazin acolo în Austria și am cumpărat niște apă pentru călătoria noastră. M-am uitat la sticlele de alea de apă, cât de mari erau și am zis, mie nu o să-mi trebuiască 3 litri de apă. Și am luat un litru jumate că am crezut o să fie mai mult decât îmi trebuie. I got halfway up the mountain and my water was finished. Când am ajuns pe la jumătate a muntelui, nu mai aveam apă. Thomas was very forgiving. Și Thomas a fost foarte îngăduitor. He said, Eric, we're going to have to take a detour. A spus, Eric, trebuie să facem o ocolire. And we had to go off the path. Și a trebuit să ne abatem de la cărarea noastră. And we found a stream. Și am găsit un pârâu. And he said, put your bottle in there and this water is clear and you're able to drink it. Umpleți sticla cu apă din pârâul ăsta, este o apă curată, bună, o poți bea. A fost foarte răbdător cu mine. Dar din cauza neascultării mele, am fost în întârziere. Și a trebuit să ne abatem de la cărarea noastră ca să rezolvăm problema mea, neascultarea mea. Eu cred că într-un mod foarte asemănător face Dumnezeu și cu noi atunci când greșim. Sometimes for a while he has to take us off the path and put our problem right. Câteodată e nevoie ca Dumnezeu să facă un ocoliș, să ne abate de la cărare ca să ne să rezolve problema neascultării noastre, să ne pună la punct. But if we're open to the guide, he will always lead us where the water. Dar dacă suntem deschiși față de el și dorim călăuzirea lui, voia lui, el întotdeauna ne va arăta unde este apa. Now with guidance, we want something that's mechanistic. Acum, în călăuzire, noi vrem ca Dumnezeu să ne dea niște sfaturi foarte clare. It's not like that, it's like a relationship. Și ne-am dorit de multe ori ca călăuzirea lui Dumnezeu să fie mai mecanic, dar ea nu este așa. De fapt, ea este o relație. A relationship doesn't work in a mechanistic sort of way. O relație nu poate fi mecanică, sistematică. It's not about keeping rules. Într-o relație nu trebuie să ții niște reguli, să te ții după niște legi. It's about keeping a good relationship. Și în relație trebuie să lupți ca să ții, să păstrezi o relație bună cu ghidul, cu călăuza. Now let's go on to the book of Judges and into chapter 7. Acum, haideți să ne întoarcem la Cartea Judecători și să începem capitolul 7. Could we read verses 1 to 8, please? Rog pe cineva să ne citească versetele 1 la 8. Now before we look at this passage, I want us to look at one more verse. It's in 2 Corinthians 4, verse 11. Dar înainte să ne uităm la pasajul acesta, vreau să vă mai arăt un verset din 2 Corinteni 4 cu 11. 2 Corinteni. That the life of Jesus might be seen in our flesh. Acesta este principiul, ca viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. And that's what this passage is all about. Și pasajul pe care l-am citit se și ocupă de acest principiu. God's problem is we like to boast. Vedeți, problema noastră este că nouă ne place să ne lăudăm. We would rather give ourselves glory than give God glory. Am prefera să ne lăudăm noi slava decât să-i o dăm lui Dumnezeu. Back home, I come from a church that's prospering. Eu vin dintr-o biserică care prosperă, crește. And it would be very easy for me to say, aren't we doing a good job in Scotland? The church is going down, but our church is increasing. Și mi-ar fi foarte ușor să spun, oh, biserica noastră crește. Toate celelalte biserici sunt în scădere, în declin, dar biserica noastră crește. Ce bine ne descurcăm. But this is for God's glory, not our glory. Dar dacă biserica noastră crește, ea crește spre slava lui Dumnezeu, nu a noastră. And what God wants is not self-confidence, but God's confidence. Și Dumnezeu nu dorește ca noi să avem o încredere în noi înșine, în forțele noastre, ci să avem o încredere în El. Now in this text there were 135,000 Midianites. Acum, în textul nostru spune că madianiții erau un număr de 135,000. There were 32,000 Israelites. Iar izraeliții erau un număr de 32,000.
There was no chance that the Israelites could even win with 32,000. Vă dați seama, izraeliții nu aveau nicio șansă să câștige cu 32,000. It was like Steaua București playing Glasgow Rangers. Steaua București would have no chance. E ca și când Steaua București ar juca cu Glasgow Rangers. N-ar avea nicio șansă împotriva lor. It was an unfair contest. Because you're wrong. Because they played and they beat them. Did they? We'll beat them the next time. Data viitoare, batem noi atunci. But it was an uneven contest. Dar era o luptă inegală. Erau două armate inegale. Now you'd have thought God would be saying, "Now come on, you need to go off Gideon and get a few more men around to build the army." În mentalitatea noastră ne-am imaginat că Dumnezeu ar spune, Gedeon, du-te și strânge cât mai mulți soldați ca să îi puteți bate pe Madianii. In verse 2, God says, "Gideon, you've got too many." Dar în versetul 2, Dumnezeu îi spune lui Gedeon, ai prea mulți oameni cu tine. We have a saying in English, pull the other leg. You must be joking. Noi avem o zicală în limba engleză care spune trage-mă de piciorul celălalt, sau cu alte cuvinte, nu-ți mai bate joc de mine. But God is saying, no, I have fewer men because if you win this battle, you're going to think you did it. Dumnezeu îi spune lui Gedeon, vreau mai puțin oameni, ca nu cumva în cazul în care îi bateți pe Madianiți să spuneți că voi ați bătut prin puterea voastră. So he says, now look, go to the men and tell that anybody that's afraid or fearful, they can go home. Și că Dumnezeu îi spune, du-te la oameni, la popor și spune-le că cei fricoși să se ducă acasă. So 22,000 say, yeah, we're afraid, we're going back home. 22,000 au spus, nouă ne este teamă, ne e frică, ne ducem acasă. So Gideon is left only with 10,000. Și că Gedeon rămâne doar cu 10,000. And God comes to him again and says, Gideon, there's still too many. Dar Dumnezeu vine la el și spune, Gedeon, și acum ai prea mulți oameni. Can you imagine how Gideon must have felt? Vă imaginați cum se simțea Gedeon? 10,000 against 135,000. 10,000 împotriva 135,000. But God says, nope. Dar Dumnezeu spune, nu, și acum ai prea mulți. Now, to understand what happens next, we need to do a little bit of geography. Și pentru a înțelege ce se întâmplă mai departe, trebuie să facem puțină geografie. The Midianites are on a hill called Morah, and they're to the north. Madianiții erau pe un munte numit Morah și erau în nord. The Israelites are on Mount Gilead to the south. Iar izraeliții erau pe muntele Gilead, care era în sud. And there's a little pe muntele Galaad. Iar între cele două, între cei doi munți, între cele două vârfuri, curgea un pârâu. It's called Harod. Un pârâu care se numea Harod. It's mentioned in verse 1. Și este menționat în versetul 1. The God says, send the men down for a drink. Cum Dumnezeu îi spune lui Gedeon, trimite-i pe bărbați la pârâu să bea apă. Now remember, there's 135,000 Midianites on the hills in the north, looking down into the valley. Țineți munte pe muntele din față, din nord, erau 135,000 de Madianiți care se uitau în jos, în vale. And they'd be watching this happen. Și ei priveau toate aceste lucruri. Now God says, send the men in and let them have a drink. Dumnezeu îi spune lui Gedeon, trimite-i pe toți oamenii la pârâu să bea apă. Now some of the men were so thirsty they were down on all fours and they were lapping the water like a dog. Acum spune că unii erau atât de însetați încât s-au pus în genunchi și au pus gura în apă și au început să bea apă ca niște câini. Others were crouching down and they were lifting the water in their hands and drinking it that way and looking all around as they were drinking. Alții se apropiau așa, se lăsau jos, luau apă cu mâna și o beau în timp ce se uitau încoace și încolo. They were the ones who were remaining alert. Ei erau cei care tot timpul erau în gardă, aleri. And God said to Gideon, take only the men who stayed alert and drank the water. Și Dumnezeu îi spune lui Gideon, iar doar pe cei care au rămas tot timpul în gardă, atenți în jur și au băut apă cu mâna. There was only 300 of them. Dar ei erau doar 300. I'd like us to pause there and have a think about that. Aș vrea să ne oprim o clipă aici și să ne gândim puțin la acest lucru. God was testing these men, but they didn't know it. Dumnezeu îi testa pe acești oameni și ei nu știau. I think often God tests us like that. Eu cred că deseori Dumnezeu ne testează și pe noi în felul acesta. All they thought they were doing was going down for a drink. Ei credeau că nu fac altceva decât să pogoară ca să bea niște apă. They didn't know that God was watching and nu știau că Dumnezeu îi privește pe toți și îi testează.
And on one level it looks trivial. Și într-un fel am putea spune că Dumnezeu a fost nedrept că i-a încercat în felul acesta. But God wanted the men that would never take their eye off the enemy for anything, not even for life's necessity. Dar Dumnezeu îi dorea doar pe cei oameni care să nu își ia ochii de pe vrăjmași nici măcar atunci când își împlinesc nevoile fizice necesare vieții. It's sometimes these little trivial tests that are important. Vedeți, câteodată testele acestea neînsemnate sunt testele cele mai importante. There's a young man at our church and I need to speak to him about this. I haven't done so yet. Este un tânăr la noi la biserică și trebuie să-l confrunt cu privire la acest lucru, încă n-am făcut-o. In church we're divided up into house groups. La biserică noi suntem împărțiți pe grupuri care ne întâlnim în case și studiem Biblia. Sunt grupuri mici de părtășie care se întâlnesc o dată pe lună. Și în fiecare săptămână un grup din acesta este ales ca să facă curățenie în biserică. Și curățenia se face miercuri seara. Dar tânărul acesta despre care vă spuneam niciodată nu vine la curățenie. Liderul grupului de telefon îi spune să vină la curățenie, dar el nu vine. Tot timpul spune, da, vin, mie păstrați în aspiratul scărilor. Face promisiuni, dar niciodată nu apare. This has gone on probably for more than a year or two. Și lucrul ăsta s-a întâmplat acum de un an, doi chiar. That might seem a trivial little test. Pentru voi poate că acela pare un test mic, neînsemnat. This is a boy that wants to be active in God's work. E un băiat, e vorba de un băiat care vrea să fie activ în lucrarea lui Dumnezeu. But I wonder if God can use someone who isn't prepared to serve. Dar eu mă întreb dacă Dumnezeu e pregătit să folosească pe un om care nu vrea nici măcar să slujească pentru Dumnezeu făcând curățenie. Lui îi place să stea în față, să facă anunțuri, să vorbească bisericii. Dar Dumnezeu îi folosește pe oamenii pregătiți să slujească. Deși a fost un test mic, neînsemnat sau banal chiar, a fost un test important pentru Dumnezeu și pentru acești oameni. God takes now just 300. Și felul acesta Dumnezeu alege doar 300 de bărbați. Now can you imagine how Gideon felt? Imaginați-vă cum se simțea Gideon acum. This was a suicide mission. Se gândea, e o misiune de sinucidere. There was no way 300 men could overcome an army of 135,000. Cum să cucerească, cum să biruiască 300 de bărbați o armată de 135,000? The odds were 450-1. De fapt, scorul era de 450-1. But God brought them to the place where it was, you either trust me or you die. Dar Dumnezeu i-a adus în punctul și spunea, ori vă încredeți în mine, ori muriți. Do you remember in the book of Esther, Esther said, faceți-ți aminte, în cartea Estera, Estera spune, mă duc înaintea împăratului. And if I perish, if I die, then I die. Și dacă e să pierd, să mor, atunci mor și gata. That's what God wanted from these men. Același lucru îl cerea Dumnezeu de la acești bărbați. Now let's look at the next part of the story. It's in verses 9-15. Haideți să citim versetele 9-15 să vedem ce s-a întâmplat. Isn't God so patient? Oare nu este Dumnezeu răbdător cu noi? After all that he's done for Gideon, he says, Gideon, are you still afraid? După tot ce a făcut Dumnezeu pentru Gideon, Dumnezeu îi spune, văd că încă ți este teamă. Well, if you are, take your servant and go on a spying mission. Dacă ți-e teamă, ia pe slujitorul tău și du-te într-o misiune de spionaj. I want you to see what I'm doing. Vreau să vezi ce o să fac eu. So they sneak down to the edge of the Midian camp. Și că cei doi s-au strecurat până la marginea taberei lui Madian. And they hear two Midianites. Și acolo au auzit pe doi madianiți povestind. Iar unul îi spune celuilalt, azi noapte am avut un vis tare ciudat. Trebuie să vă spun că în prima seară când am dormit aici și eu am avut un vis ciudat. Am visat că ușa la care dădea din camera mea în camera lui Wayne era deschisă. And his head, only his head was on the floor looking up, smiling at me.
Și capul lui stătea pe podia acolo, se uita în sus și zâmbea la mine. Sincer, nu știu ce însemna visul ăla. Dar cei doi vorbeau despre un vis care pe unul dintre ei l-a tulburat foarte tare. Și spune, am văzut un cort în visul meu. And a roll of barley bread came rolling down the hill and flattened the tent. Iar o turtă de orz s-a rostogolit, a venit în jos, a lovit cortul și l-a dărâmat. Now, barley bread, the word that's used here, was the word for animal feed, or the food that the very poor people eat. Acum, turta aceasta de orz, orzul era folosit în vremea aceea pentru animale sau era folosit doar de oamenii foarte săraci. Now, evidently, this man realized that the barley bread spoke of Israel. Și acum, celălalt și-a dat seama că turta de orz vorbea despre poporul Israel, reprezenta pe poporul Israel. Pentru că madianiții le luau toate recoltele lor, toate proviziile lor și izraeliții rămâneau doar cu orzul, cu ceea ce era mai slab. And then in verse 14, they worked out what their dream means. În versetul 14 și-au dat seama și ce însemna visul. It's about Gideon, the sword of Gideon. Și spune că ce era sabia lui Gideon. And his God's going to deliver us into his hand. Și spune Dumnezeul lui a dat pe Madian în mâinile lui. Now watch how Gideon responds. Și acum uitați-vă care este reacția lui Gideon. It's in verse 15. Versetul 15. It says that when he heard them talking like this, spune că atunci când a auzit aceste lucruri, s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. Now we're going to see tomorrow that Gideon was a backslider. Mâine vom vedea cum Gideon a dat înapoi și a căzut. But you know, in all the passages about Gideon, we never read of him reading the law, reading God's word. Vedeți, în toate pasajele acestea, în toate versetele care vorbesc despre Gideon, niciodată nu citim că el ar fi studiat, ar fi citit legea lui Dumnezeu. And this is the only time we read of him worshiping. Și este singura oară când citim că el s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. But at long last he realized that the battle is God's battle, not our battle. Dar în sfârșit Gideon și-a dat seama că acea luptă era lupta lui Dumnezeu și nu a lor. And when he worshiped, he realized what God was really like. Și atunci când s-a închinat lui Dumnezeu, el a recunoscut cine era Dumnezeu cu adevărat. Și-a dat seama în sfârșit cine era Dumnezeu. That's real worship. Așa este închinarea adevărată, să-ți dai seama cine este Dumnezeu și să recunoști acest lucru. And at long last, the light of day dawned on Gideon. Și până la urmă Gideon și-a dat seama, parcă i s-a luminat mintea. You know, sometimes I think I'm the one that has to fight the battle. Câteodată și eu cred că eu sunt cel care trebuie să ducă toată lupta. Uit că este lupta lui Dumnezeu și nu a mea. Uit că este puterea lui și nu puterea mea. Și ajung în stadiul acela pentru că nu mă închin lui Dumnezeu. Uit cât de mare este Dumnezeul nostru. I think it was about a year ago we had an eclipse of the moon. Cred că acum un an am avut o eclipsă a lunii. Now, normally these things happen in the middle of the night, but on this particular occasion it's about 10 o'clock. De obicei lucrurile acestea se întâmplă noaptea, dar asta a avut loc cam pe la ora 10. And I went out with my wife to watch the moon's shadow, or to watch the earth's shadow coming over the moon. Și m-am dus împreună, am ieșit afară împreună cu soția mea să văd cum umbra pământului a acoperit luna. The moon turned from white to a sort of brown, bright brown, red color. Și luna, care de obicei e albă, acum avea o culoare așa de un maro. Now you may think we're a bit sad, deschis, roșiatic. Și acum eram cu toții bucuroși, nu eram triști de ce s-a întâmplat, ci foarte entuziasmați, bucuroși de ce am văzut. But as I watched it, I began to realize how small I am. Și totuși, privind această eclipsă, mi-am dat seama și eu cât de mic sunt. And we are on just a speck of dust that runs through the universe. La urma urmei, noi suntem ca un fir de praf în comparație cu tot universul acesta. And our God made all of this. Și Dumnezeul nostru a creat tot ceea ce suntem noi. What's your problem? Care e problema ta? He can deal with any problem. El poate rezolva orice problemă. He just wants us to have confidence in him. Dar Dumnezeu dorește să avem încredere în el și nu în noi înșine.
And that's what Gideon had come to understand. Gideon a ajuns să înțeleagă lucrul acesta până la urmă. Now let's complete the story. Și haideți să încheiem această întâmplare, acest incident. And read from verses 16 to 22. Să citim versetele 16 la 22. Weapons of war. Iată care au fost armele lor de luptă. They had a trumpet. Aveau o trâmbiță. A clay pot. Un ulcior. A torch. O torță. Yeah, a lamp. Mm-hmm. And their voice, a shout, a declaration. Vocile lor, un strigăt era de fapt, o declarație. Now the trumpet here is a ram's Acum, horn. Trâmbița care aveau ei aici era făcută din cornul unui berbece. There is a doctrine called the doctrine of first mention. Acum există o doctrină numită doctrina primei menționări. It suggests that the first time a word occurs in scripture, one has to pay particular attention to it. Doctrina aceasta spune că atunci când un cuvânt sau un lucru apare pentru prima oară în scriptură, trebuie să-i acordăm o atenție mare. Can anybody think of the first time we read of a ram's horn? Și aduce aminte cineva când citim prima oară în Biblie despre coarnele unui berbece? On Mount Moriah. Pe muntele Moria. With Abraham and Isaac. Cu Avram și Isaac. It's an interesting story that. Let's pause and look at it for a minute. Pentru că este un incident foarte interesant, haideți să ne oprim și să discutăm un pic despre el. We know, I think, that Abraham is a picture of God the Father. Știm că în incidentul acesta Avram este de fapt o imagine sau un prototip al lui Dumnezeu Tatăl. He takes his son to be sacrificed. Care îl ia pe fiul său să fie sacrificat, jertfit. My own conviction is that altar that Abraham raised on that day is in exactly the same spot as Calvary. Convingerea mea personală este că altarul ridicat de Avram acolo pe muntele Moria a fost exact în același loc în care crucea a fost ridicată mai târziu. Because at the end of the passage Abraham said, in the mountain of the Lord this shall be seen. Pentru că la sfârșitul acelui pasaj Avram vorbește despre muntele Domnului pe care se va vedea acest lucru. Unde Domnul va purta de grijă. Acolo avea să moară Domnul Iisus. Eu cred că în acest incident, în această întâmplare, Avram îl reprezintă pe Tatăl, iar Isaac îl reprezintă pe Fiul, pe Domnul Iisus. If you read Genesis 22 carefully, you see some interesting things. Și dacă citiți Geneza 22 cu atenție, veți vedea niște lucruri interesante acolo. After God stays Abraham's hand, după ce Dumnezeu oprește mâna lui Avram, Isaac, the son, completely disappears from the picture. Isaac, fiul, dispare total din acea imagine, din acel tablou. You don't read about him coming back down the mountain. Nu mai citim despre Isaac că s-a întors cu tatălui pe munte. Then in the next chapter, Abraham, the father, sends his servant Eliezer. Și apoi, în următorul capitol, de fapt un capitol și mai târziu, Avram îl trimite pe robul său Eliezer ca să găsească o mireasă pentru Isaac. Numele Eliezer înseamnă mângâietor. Și eu cred că Duhul Sfânt ne dă aici o imagine minunată. Un tablou minunat a ceea ce Dumnezeu face în istorie. Dumnezeu îl trimite pe Eliezerul său, adică pe mângâietorul său, să găsească miliul său. Și Isaac nu mai apare pe scenă decât atunci când o întâlnește pe mireasa lui. După moartea lui, Domnul Iisus a fost luat la cerul, s-a înălțat la cer. But now the spirit Eliezer is out. Dar acum Duhul lui Dumnezeu, Eliezer, caută o mireasă pentru fiul său. And the son will appear again when his bride și fiul se va arăta din nou atunci când mireasa va fi gata, pregătită. It's a wonderful parallel. I just este find that very exciting. O paralelă minunată și mie mi se pare foarte frumoasă, îmi produce multă bucurie. Now, of course, the ram's horn was the ram caught in the thicket
that would be the substitute for Isaac. Și cum vă aduceți aminte, când se menționează despre coarnele berbecelui, se menționează în momentul în care ele s-au prins în tufiș și Dumnezeu i-a arătat lui Avram că berbecele acelea putea fi adus ca jertfă în locul lui Isaac. Now what follows is my idea. You won't get this in any books, and if you don't like it, you can leave it. Ceea ce urmează este ideea mea, este părerea mea. Nu o să o găsiți în alte cărți și dacă nu vă place, nu o luați în seamă. But I think the trumpet represents the death of our Lord Jesus. Dar eu cred că trâmbița reprezintă moartea Domnului Isus. The clay pot is ourselves. Apoi ulciorul acela de lut, de pământ, ne reprezintă pe noi. Look at 2 Corinthians 4:7. 2 Corinteni 4:7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. 2 Corinteni 4:7. We have this treasure in an earthen vessel. Noi avem această comoară și o purtăm în niște vase de lut. So that will be God's power that's seen, not astfel încât puterea lui Dumnezeu să fie văzută și nu a noastră, nu puterea noastră. So the clay pot is broken so that the light is seen. Vasul acela de lut, ulciorul, trebuia să fie sfărâmat ca să se vadă lumina, să se vadă făclia. Cine este făclia? The gospel. Jesus said, Domnul Iisus a spus, eu sunt lumina lumii. So our pot is broken so that his light shines. Vasul nostru este spart ca lumina lui să iasă la iveală, să se vadă. And it is for us to declare the gospel. Și apoi datoria noastră este să vestim Evanghelia. We have a trumpet. The ram has been the avem o trâmbiță. Mielul a fost înjunghiat. We're asking God to break these clay pots so și apoi that his light might shine. Îi cerem lui Dumnezeu să frângă, să spargă aceste vase de lut, ca lumina Lui să strălucească prin noi și nu noi înșine. As we declare the gospel. Și facem acest lucru în timp ce propovăduim Evanghelia Lui. And it seems to me that's the lesson of this chapter. Și mie mi se pare că aceasta este lecția pe care o avem din acest capitol. God doesn't need big numbers. Dumnezeu nu are nevoie de mulții mari de oameni. Strength is not in numbers. Pentru că puterea nu stă în număr. Because when there's lots and lots of us, our confidence is then in ourselves. Deoarece atunci când suntem mulți la număr, avem tendința să ne credem în noi înșine. And sometimes I think God allows our fellowships to be small so that we will trust him. Cred că uneori Dumnezeu îngăduie ca adunările noastre să fie mici ca să ne încredem în el. That it might be his power and not ours. Să ne credem în puterea lui și nu în puterea noastră. Now what a great victory Gideon had fought. Uitați-vă ce victorie mare, ce biruință mare a experimentat Gideon. It was a wonderful time. Au avut niște momente, au petrecut niște momente minunate. And what happens when things are going well? Și ce se întâmplă atunci când totul merge bine? Then the devil attacks. Diavolul vine și atacă. And that's what we'll see in the next chapter. Și asta vom vedea în următorul capitol mâine. O să vedem strategia diavolului și vedem cum de multe ori el ne poate fura biruința pe care am avut-o și am experimentat-o. Haideți să ne ridicăm.